voi! La corecție cu voi! Ce? Mai repede, mai repede! Iarăși! Dar fără hârți, fără caiete, penare, ghiozdane, ce fel de școală e asta? Cu ce filmați un vlog? Cu gropou! Școala asta deja ne răiește. Trebuia să fim aliați. Și postăm cât mai rar, ca să nu ne mai urmărească nimeni. Hei, hai! Se răzăvește! Ce s-a întâmplat aici? La Evada, mă duc să o caut. Este, am reușit! Trebuie să găsim o metodă să o salvăm. Eu aș zice să încercăm să fugim de aici. Hai! Ce-i cu astea? Se pare că sunt conectate electric. Hai să mai încercăm. Mami, dar dacă sunt conectate electric, înseamnă că au un panou de unde pot fi dezactivate. Da, au rezolvat! Da, bate! Să vedem cine are picioare în clasa asta! Mesele! Sirinică! Să vedeți să salvăm pe Teo! Eu iau caietul, poate să ne mai folosească! Hai! Am muncit degeaba! Ce-am făcut? Acum trebuie să găsim și cheia de la ușă! Soluții peste soluții! Dar oare ce soluții ne-au dat abonații noștri? Să fiu atentă, să nu mă prindă! E calea liberă! Sper să nu fie pe aici. Gardianul o caută pe Teo în disperare și nu o găsește. Dar ea era de fapt în curtea închisorii, unde a găsit o magazie destul de ciudată și ea, fiind o fetiță mică și curioasă, a intrat în acea magazie, unde a găsit diferite obiecte, uniforme, arme și diferite chei de la diferite celule. Dar ea nu avea nevoie de aceste obiecte, ea avea nevoie de cheia de la poarta curții pentru a putea evada. Într-un final, Teodora a găsit cheia. Gardianul avea un pas și o prindea, dar ea a evadat din închisoare, iar gardianul a oftat. Să nu fiu prinsă. Sper să evadez de data asta. Să fac cât mai puțin zgomot, să nu mă audă nimeni. Și pe negruț. Ofițerul a scăpat. Înseamnă că e pe urmele mele. Să mă grăbesc. Ce e cu pământul ăsta? Pot vedea peste zidurile închisorii. Să găsesc un loc bun de evadare. Pe aici. Nu merge! Cred că această poartă este cu telecomandă! Ce mă fac eu? Trebuie să caut o cheie ceva! Ia să vedem! Uite o magazie, merg acolo! E deschisă, ce noroc pe mine! Am reușit! Wow, ce lucruri ciudate mai depozitează și polițiștii ăștia! poate dacă vine cineva, mă închid repede. Să închid repede, să nu vină cineva și să mă vadă. Wow, ce lucruri sunt aici! Aici sunt uniforme de poliție. Poate pot să mă deghizez și să par că sunt polițist. Să iau pe aceasta. Wow, ce mai lucru! Să mă îmbrac cu ea, să o dau jos. Să mă îmbrac repede, să caut în buzunar. Ia uitați-vă la mine, arăt bine. Mi-e mare. Mai bine aș căuta în buzunar. Aici nu e nimic. Nici aici nu este nimic. Să vedem aici. Am găsit o cheie și telecomandă. Cred că cheia aceasta e de la închisoare. Și cred că telecomanda asta e de la poartă. Să mergem să o deschidem. Să închid ușa să nu observe nimeni că a fost cineva pe aici. Să fug repede să o deschid. Merge! Pa! Dar să eliberez și fetele. Să închid poarta înapoi. Repede să mă duc la fete. Să verific dacă merge cheia. Merge! Acum ce ne facem? Că e închis! Dar ce se aude? Se aud zgomote! O fi gardianul? Nu știu. Hai să ne furișăm! Hai să ne pitulăm! Fetelor! Am găsit cheia! Cum ai reușit? Am găsit cheia! În acest sacou! Poveste lungă! Hai să mergem! Am și telecomanda de la poartă! Hai! O deschid! Papa, închisare! Deci arle goale! Și aceasta a fost varianta Izabelei în care am reușit să evadăm! Dacă vreți să vedeți ce am reușit să facem și în celelalte variante, intrați aici sau aici! Puteți relua episodul de la început sau vă puteți abona!